Pe 26 noiembrie, campioana olimpică și mondială spadasina Ana Maria Popescu împlinește 34 de ani. Pentru Steaua TV și fanii din întreaga lume, a răspuns cu amabilitate la 34 de întrebări fulger. Roșu sau albastru? Albastru. Beijing sau Rio? Rio. China sau Corea de Sud? China. Paris 2010 sau Catania 2011? Paris 2010, clar. Concurs pe echipe sau individual? Individual. Flotări sau abdomene? Nimic. Abdomene. Sprint sau maraton? Maraton. Proză sau poezie? Proză. Film sau teatru? Teatru. Câine sau pisică? Câine, întotdeauna. Cancur sau elefant? Elefant. Păianjen sau scorpion? Scorpion. Iarnă sau vară? Vară. Trandafir sau orhidee? Trandafir. Dulce sau sărat? Dulce. Cafea sau ceai? Cafea, întotdeauna. Ciorbă de burtă sau supă de pui? Supă de pui. Pizza sau paste? Paste. Măr sau portocal? Măr. Ciocolată sau friș? Ciocolată. Vin roșu sau vin alb? Roșu. Hera sau Atena? Hera. Răsărit sau apus? Răsărit. Mare sau munte? Mare. Zici de vreme sau lenevit până la prânz? Asta e întrebare. Lenevit întotdeauna, în orice zi, dacă s-ar putea. Party în club sau masă la restaurant? Masă la restaurant. Brad Pitt sau Tom Cruise? Oh, Pavel Popescu. Nu merge? Brad Pitt. Avatar sau Gladiatorul? Gladiatorul. Hannah Montana sau Elsa? Elsa. Vacanță New York sau Hawaii? Vacanță punct. Hawaii. Cortul pe munte sau la un spa de 5 stele? Spa. Porsche sau Ferrari? Porsche. Trotinetă sau patine cu rotil? Patine cu rotil. Facebook sau Instagram? Ambele. Instagram. Ana Maria, la mulți ani!